laudă adusă de inima îngenuncheată înaintea tainei, a iubirii, acel gust al eternității care nu se poate stinge. Descrierea adevărată a lumii, căci numai iubirea creează, a sufletului, a sacrului, nu poate fi făcută decât prin versete. Pentru toate sunt măsură, ritm, proporție în taina ce le cuprinde. Dar cine poate fi atât de curat, atât de fără vină, încât să le vadă așa cum sunt? Natură și har. De aceea poetul se aduce pe sine ardere de tot. Trupul să fie ca rugul aprins. Cerurile, lucrurile sunt litere ale acestei veșnice sublime cărți ce descrie revărsarea luminii, negrăitei lumini. Frumusețea e ascunsă, arhetip, căci ea, în esență, frumusețea și adevărul sunt una în lumină. Dar numai harul ridică până la acele imnuri negrăite de apropierea slavei. Adevărata poezie e gest sacru, iubire, taină. Cuvintele însă sunt vase pentru acea taină negrăită, de care nu te poți apropia decât trăind-o în desăvârșită iubire. Poetul a murit la 33 de ani. Îl chema Daniel Turcea. A scris această poezie în anii 80, cum scriau și cei de aici. Nu e minunat să asculți o astfel de mărturisire și poezie când credeam cu toții că poezia a încetat, că în vremuri ca acelea muzele tac. Dumnezeu nu a tăcut, chiar dacă vocea era percepută doar de unii. Și am început cu poezia nu doar pentru că am pierdut o poetă, ci pentru că și latinii, dar și grecii au cuvânt și pentru poezie și cânt. Adică, în latină, carmen, carminis, înseamnă poezie și cântec. Copiii, știți pe toți, părinți, bunici, vorbesc cântând. E ca în copilăria omenirii. Și această poezie și cântarea care ați auzit-o și cele pe care le veți auzi au ceva de la începuturi. Arhetip, adică arhaic, adică ceva care e descoperit. Cei mai mulți cred că nu numai versurile, imnele, sunt descoperiri, ci până și notele pe care se cântă sunt ca și cum ar fi revelate. Nu sunt ale noastre nici cuvintele, nici notele cu care, zic părinții bisericii, cine cântă se roagă de două ori. Iar grecii spun edo,
De unde sunt aezii sau ezii, acei poeți cântăreți a antichității. Dar grecii sunt subtili, profunzi, au nuanțe. Anume, ei spun și psalo, și mai spun și imneo, cu referință la poezie și cântare. Psalo însă e muzica instrumentală pe care hotărârea ale sinoadelor au lăsat-o la ușa bisericii. Tot arhaic, dacă mergeți în Etiopia, o să auziți, ei folosesc în cult încă instrumente. Nu e oprit pentru cineva care păstrează așa tradiția, dar noi socotim că nimic nu poate înlocui vocea umană. Nici măcar violoncel, pentru cei care iubiți muzică. Nici măcar orga din spatele nostru. Și eu cred că ce veți auzi în această seară are ceva din sunetul orgii profund, pentru că o să auziți unii țin un fel de linie care se mișcă foarte puțin, iar cei din față brodează aceste cântări, din care unele sunt scrise chiar de cei care aveți în față. Deci n-a murit muzica, n-a murit poezia. Nici noi nu suntem morți. Suntem chemați la viață și înviere. Prin urmare, Edo, Psalu și Imneu. De aici imnuri, imnografie. Și vă evoc un alt poet care a iubit aceste locuri și oamenii ei, lor, poeți, îl chema Ioan Alexandru. El a scris multe cărți de imne sau imnuri. Și cine n-a citit poezie bizantină, cine n-a citit Roman Melodu, acum îl puteți citi și în românește, dar auziți în biserică cei care vreți să mergeți la slujbă, pentru că există mari poeți, cum există mari făcători de cântări, așa cum există mari pictori, și o să vă spun ceva care e nedrept. Referințele critice occidentale, mai ales, vorbesc despre un mare pictor atonit, îl cheamă Panselinos, că e un Rafael grec. Nu se compară cei doi, fiecare în ale lor. Nu avem nevoie să luăm referințe din alte locuri pentru valorile noastre. Prin urmare, în secolul al XIV-lea, un monah de la o mănăstire veche și vestită Cozia, a lui Mircea cel Bătrân, a alcătuit cântări pe care le-au cântat toți ortodoxi, mai ales slavii. Ele sunt în slujbă până acum. Dar abia la sfârșitul secolului al XVII-lea, acel era Filotei de la Cozia, acesta e Filotei, sunt Agăi Jipăi, care a românit cântările în sensul în care a tradus nu numai cântarea, ci și versurile, ci și notele. Deci se cântă la noi, românește, de la 1700 în masă. Și minunea, fără să ne înălțăm, prima carte de muzică cu note ca acestea a apărut la București în 1820, a unui grec, Petru Efesiu. Și apoi avem un mare monac și imnograf și cântăreț, cântător de cântări, Macarie Romonah. Nu vă spun toată lista. Decât că vreau să înțelegeți că de curând s-a alcătuit o slujbă pentru Sfinții Brâncoveni. Și am cântat-o la Mănăstirea Hurez, acolo mormântul gol, e un cenotaf. Știți cei tineri, dar și ceilalți, ce destin tragic a avut Constantin Brâncoveanu și fiii lui. Și deci a fost de față și un teolog român care continuă buna tradiție a teologiei noastre
Și am conchis, poate cu îndrăzneală, să ne iertați, că așa credem că se cânta la Curez în vremea Sfântului Deas Constantin Brâncoveanu. Deci ce vă propunem noi este ca o aducere aminte și care nu-i doar de acolo, e de aici. Slavă Domnului că sunt tineri cercetători care și aici descoperă manuscrise. Noi am fost în trecere, în programul nostru, la Mănăstirea Frumoasă și am găsit un manuscris foarte recent, caligrafiat frumos cu mâna, deci avem dovezi, dacă ne întrebați, vă putem arăta că am fotografiat câteva pagini. Deci nu vă vorbim într-o altă limbă, ci eventual într-un alt limbaj muzical și al cărui loc e totuși întâi în biserică, la strană, și care vine acum în întâmpinare cu gândul că dumneavoastră, măcar unii, după ce o să ascultați, o să vă duceți la biserică să auziți mai multe cântări, dacă nu identice, asemănătoare, să luați aminte la poezia de care am vorbit și la notele acestea, la modul acesta de a cânta, în care, din când în când, o să auziți câte un solist. E o cântare a tuturor. Nimeni nu iese în evidență. Se susțin unii pe alții, așa cum o biserică, arhitectura, pictura, icoana, veșmântul, toate sunt împreună. Așa cred că trebuie să regândim, dacă nu gândim din totdeauna așa, că lucrurile nu se pot descoperi decât toate împreună. Și că trebuie să ne întoarcem la izvoare sau să regăsim izvoarele și acolo e locul unde, după cult, se întâmplă și acte de cultură. Ce facem astăzi aici, pentru dumneavoastră, e un astfel de act de cultură. Eu cred că un concert de felul acesta, și cu siguranță altele la care ați spus și dumneavoastră, este cu adevărat un act de cultură. Pentru dumneavoastră, pe care vă știm, iubitor de cultură. Și acum vrem să fiți și mai iubitori ai cultului, de unde vine, cum știți, cultura. Vor cânta, amintindu-vă cum se cânta în biserică slujba nașterii, prin câteva imne, și vor cânta și pentru că noi am venit aici doar nu să vă cântăm, ci să vă colindăm. Dar de acolo vine colindul, de la cântarea din biserică. Și o să regăsiți ce ați auzit aici, lucruri care sunt aproape de neexplicat. Mă apropii de sfârșit. Anume, în lumea veche se scria într-un fel care se cheamă, ca mod de a pune lucrurile împreună, semnă postul de televiziune. Chiasmă, da? Chiasmă se cheamă. H-I-A-S-M. Asta însemnează că versul de aici și cel de-al treilea seamănă între ele. Cel de-al doilea și al patrulea, așa e scrisă Evanghelia, iubiților. Deci, creștinii, chiar apostolii chiar, au luat din lumea în care au trăit, dar au îmbisericit și au transmis în alt mod ceea ce oamenii au avut din totdeauna. Așa că o să regăsiți în această cântare și lucruri care vin nu de la templu doar, ci și din lumea obișnuită. Așa încât eu nădăjduiesc că e destul cât am spus ca să și înțelegeți și auziți, amintindu-vă un episod din Scriptura veche, acel slujitor al reginei Candachia a zis, citești, dar înțelegi, nu dacă nu va tâlcui cineva. Eu nu vreau să vă tâlcuiesc, să vă tălmăcesc, decât să vă aduc aminte că mereu e nevoie și de un cuvânt în care
intrăm din cuvânt care e la început și în cântare care înfrumusețează ceea ce e în sfârșit pentru noi toți, mai presus de toate, rugăciunea.